Continuăm cu o informație de ultim moment. A încetat din viață scriitorul Dinu Săraru, 92 de ani avea, o figură emblematică în literatura românească. Colegul meu, Adrian Ursu, este în direct cu noi acum și mulțumesc foarte mult pentru asta. Adi, bună ziua! Vorbim despre un scriitor care și-a pus practic amprenta pe decenii întregi din literatura română. Sărămâna Maria, e într-adevăr vestea pe care niciodată nu vrei să o afli. Și Dumnezeu să-l aibă în pază, să-l odihnească, să-l întărească pe soția domniei sale și pe cele două fiice, pe Ruxandra și Alexandra. E un moment în care pierdem ceva ce nu vom mai aduce înapoi, fără îndoială. Pentru că, din păcate, fiecare veste de felul acesta ne lasă fără posibilitatea de a înlocui valoarea pe care o reprezintă astfel de oameni care au scris istorie. Nu doar istoria literaturii, nu doar istoria teatrului, să nu uităm, Dinu Săraru a fost un mare om de teatru, director al Naționalului și al Teatrului Mic, pe care l-a făcut și pe el mare, și care a dus generații de actori și generații de scriitori spre reușită, sacrificându-și uneori chiar propria operă. A fost un om care a știut întotdeauna să crească lângă el, nu să țină umbră, așa cum fac mulți, pentru a fi pus doar el în valoare. Și bunătatea cu care cred că i-a răsplătit pe toți cei care au venit alături de domnia sa, admirându-l și socotindu-l model, s-a întors, cum spuneam, în reușită atâtor generații. Și ori de câte ori participam alături de alți oameni care îl iubesc la o lansare de carte, descopeream încă o figură pe care o știam de când eram eu mic și o vedeam pe scenă sau pe ecran din generațiile de aur ale cinematografiei sau dramaturgiei românești, care erau acolo, care veneau acolo să-i spună mulțumesc pentru ce ați făcut pentru noi. Și cred că mulțumesc e cuvântul cu care ar trebui să ne despărțim cu toții de domnul Săraru acum, spunând că poate am făcut economie de cuvinte de multe ori când ne-am întâlnit sau când i-am citit cărțile sau când am trecut cu ochii peste editorialele pe care le scria în ultima vreme, peste blogul său pe care invit pe cei care poate nu l-au descoperit să o facă de aici încolo și să-l recitească cu aceeași bucurie chiar și acum când nu mai este, pentru că e foarte mult adevăr. Un patriot, un om care iubea România și iubea țăranul român, iubea satul român, și l-a pus în valoare, a creat acea fundație care purta numele romanului său celebru, Niște țărani, și care dădea în fiecare ediție anuală premii oamenilor care făceau din satul românesc motiv de renaștere. Și cred că ceea ce ar trebui să înțelegem acum este că în pasul ăsta înapoi spre valorile primordiale pe care îl făcea și în cărțile sale și în activitatea asta fundației, e cel care, într-un fel sau altul, ne va salva. Ne va salva din fața acestui globalism sau progresism uneori de suete, care ne fac să ne pierdem rădăcina. Și Dinu Săraru a știut întotdeauna să ude rădăcina asta, ca să o țină și proaspătă și să o lase să crească. Nu o să mai avem un alt Dinu Săraru, așa cum, din păcate, nu o să mai avem pe niciunul dintre cei pe care i-am pierdut. Și marea durere este că în locul domniei sale nu cred că va mai crește ceva nici măcar la jumătatea înălțimii, vigorii și valorii pe care a avut-o. Dar ne rămân de citit, ne rămân de privit lucrurile pe care le-a lăsat și și de văzut valorile din spate, cum spuneai un pic mai devreme. Da. Mulțumesc foarte mult, Adi. Mircea Badea este de asemenea în direct cu noi și mulțumesc pentru asta. E interesant, Mircea, pentru că mă gândeam ce le-am putea spune copiilor noștri despre Dinu Săraru și ce ar trebui sau cu ce ar trebui să rămână până la urmă din viața sa. Păi eu aș putea să povestesc niște ani, având în vedere, adică atât ar durea povestirile mele în niște ani, pentru că eu am copilărit în teatru mic, chiar am copilărit în teatru mic, în sensul că aproape în fiecare zi eram în teatru mic. Și îmi gândesc acum ceea ce am gândit și atunci când a plecat dintre noi Ștefan Iordache,
uriașul actor Ștefan Iordache, că într-un mod cumva bizar lumea a continuat să existe. Lumea mea clar va fi modificată odată cu plecarea lui Dinu Săraru. L-am văzut ultima dată acum câteva luni la Capșa, acolo unde a lansat o carte despre Capșa. Am stat acolo de vorbă și am preamintit multe, foarte multe momente din această viață care pe mine m-au îmbogățit și m-au transformat în feluri pe care nu le pot nici acum, nici altă dată să le transpun în cuvinte. Sigur că ești tentat să folosești formule grandioase și pe bună dreptate. Cred că a dispărut încă o lume acum, de fapt. Asta cred că s-a întâmplat. Extraordinare afirmațiile lui Adrian Ursu, care a vorbit mai devreme și care a pus de respectatorilor locuri poate neștiute de multă lume în care te poți întâlni cu acest magician al cuvintelor, al ideilor, acest uriaș intelectual care a fost Dinu Săraru. Și ca orice uriaș intelectual, de fapt, dispariția fizică nu duce în niciun caz la dispariția unei uriașe opere. Ea va dăinui și Dinu Săraru este etern prin opera sa. Eu, când a murit, a dispărut dintre noi Țuțu Condurățeanu. Am citit o oră pe postul de televiziune Antena 3, la mine la emisiune, am citit Moartea lui Pătru din Niște Țărani, de Dinu Săraru. Una dintre, nu, cea mai bună piesă de teatru pe care am văzut în această viață și am văzut foarte mult teatru, nu recent, am văzut foarte, foarte mult teatru, dar cea mai bună piesă de teatru pe care am văzut în această viață este Niște Țărani, care se juca la Teatru Mic. Și acolo, Moartea lui Pătru era pur și simplu, te transformă în complet. Adică plecai altă persoană după ce vedeai Moartea lui Pătru, jucat din Manolache, care și el a dispărut, mă rog, era foarte, foarte devreme. Așa, și când a plecat Țuțu Condurățeanu, am citit pe post integral Moartea lui Pătru. Nu cred că aș mai fi capabil să fac o dată, pentru că a fost o experiență intensă pentru mine, cred, irepetabilă. Poate nu are foarte mult sens sau nu sunt foarte coerent acum, pentru că sunt sub imperiul unei emoții legitime, dar cumva e bine că am putut să mă exprim în acest moment. Și e bine să vorbim despre asta și să vorbim despre oamenii ăștia, chiar dacă ei nu mai sunt, pentru că cumva așa îi păstrăm și vii în memoria publică. Mulțumesc foarte mult, Mircea.